Vezi de ce a schimb? Fantastic. Dar pur și simplu eram în nebunit așa. Nu spuneți acolo direct, sper de fapt acolo. Dar îndată mi-a dat seama psihologia omului, acelui care și-a smaură o răspundere imensă. Ca să bagi un om necunoscut în direct, este o problemă complicată. Nu știi, nu știi ce are de spus, nu știi cât spune, cum le spune. Și atunci ea a vrut să ia contact cu noi. Deci, ca o fină psihologă, să spun așa, a luat contact cu noi să vadă care nu este starea de spirit. Că te poți să spunem, intra într-o stare de stres, de emoție, să nu ai vorba după tine. Să, da, că v-ați comportat foarte bine, toți. Așa, da. Și de ce a fost foarte plăcut și surprinzător de plăcut? Ea, stând deoparte, pentru că cei doi aveau ce spune. Uh-huh. Da? Deci, după părerea mea, un prezentator, un profesionist, s-a lăsat deoparte și a intervenit atât cât era necesar ca să coordoneze activitatea. Ca să ridice mintea la filou și să puteți să spuneți tot ce mi-a plăcut. Deci chiar mi-a plăcut. A fost prima emisiune care n-a reușit să spuneți ce aveți de spus. Cât v-a fost permis. Așa, în spațiu acela. În spațiu acela. Da. Mă întorc acum. Am venit și am făcut legătura cu ce mi s-a întâmplat acum. Concret, cum pot să schimb repede din mers strategia, fără să presez. Eu puteam să stop și caustul pe ideea asta. Nu, mă duce, eu mă simt, nu are rost. Da? Deci, pedagogul din mine a zis, merg pe mâna ta să vezi tu ce șansă am eu acum să merg cu tine de unde vrei tu. Și recapitulă materie. Asta a fost. Bun, hai să mă întorc acum. De unde o să vă arăt imediat? Iată cât de simplu a fi fost atunci. Atunci x0, m0, din coordonate cât? Aflam 2 și cu 0, parcă ce-o aici era din coordonate 0 și 6. 6, da. 0 și cu 6 și cu 2 ani. Deci cu 2 îi face 3 cu 2, 1. Și 6 și cu 0. 6 și cu 0 pe 2, 3. 1 și 3. Nu a fost ăsta. Da. Nu și trei. Cât am muncit noi și am alergat pe acolo. Haide, Doamne. Și acum distanța era rapidă. Da, dacă nu știi. Dacă a ajutat formula asta, domnul. Eu de aici, aici am vrut să ajung. De ce te-am lăsat să alegi așa? Tu te-ai dus, ai dus, ai dus, până când ai reușit să o găsești, când nu găsi distanța. Dar acum, hai să încercăm să o descoperim. Acum când ai văzut cât am muncit și cât de important este să le ții, merită acum să vedem cum vine ea. Da? De unde vine? Poți să-și ieși figura? Da. Reprezentăm două puncte în plan. Nu merg, Maria, te aștepți așa să fac. Două puncte în plan. Să zic X1 și X2, Y1 și Y2, să le reprezint și să văd acolo mijlocul, cum îi găsesc mijlocul. Bun. E plăcut la matematică dacă începi să descoperi firul roșu. Dacă nu, având informații, le pui, le tipuiești pe acolo, le amesteci, te sperii, azi le înveți, mâine uiți, ce cu asta? Și noi care credeam că mai președintele țării are firul roșu. Da. Apropo de firul roșu, da. Da. Și matematica. Și matematica vă care nu. Da. Să vedem. O să gândim așa. Deci, luăm un sistem de axe. O, X, Y. Și luăm M1, punctul M1, de format X1 și Y1 și M2 din coordonate Y2 și Y2. Și atunci, iată, ăsta este X1. Ăsta este X2. Da?
asta este Y1. Și asta este Y2. Acum, unind pe cele două puncte, mijlocul segmentului în M2, este aici, în punctul M0. Deci, probabil, X0 și Y0. Adică, X0 va fi aici. Asta este segmentul X0. Da, lungimea segmentul ăsta. Și Y0 poate ceva. Asta este Y0. Da? Y0. Și acum, ca să aflu segmentul ăsta, ca lungime, înseamnă el se compune din cine? Eu pot să zic că este tot segmentul ăsta plus ăsta pe 2. Dacă am libertate sau nu, hai să vedem împreună. Deci, repet. De la O, de la O până la X2, de la O până la punctul ăsta, hai să votăm cu X indice, nu, X2 e votat, X2. Deci, X0 ăsta, lungimea segmentului ăsta, este X1, da, X1, plus distanța asta dată în două. Distanța asta, da, dată în două. Adică plus încă segmentul ăsta. Da. Dar segmentul ăsta, ăsta de aici nu înseamnă X2 minus X1. Pe 2 plus 2. Da? Plus X2 minus X1. Deci, de iau încă dată. X0 e compus din X1, da, plus bucățica asta. Dar bucățica asta e tot X2, X2-ul, minus X1 pe 2. Pe 2 în plus. Da? Pe 2, pe jumătate, da. Pe 2. Aici am uitat să pun supra 2. Supra 2. Mai vreau încă dată ca să vă pun. Deci, X0, ăsta, cu roșu, da, e compus din X1 până aici, plus bucățica asta care e toată jumătăți. Toată. Și toată asta ce înseamnă așa? X2 minus X1. X2 minus X1 și supra 2. Mă bucăți asta. X2 minus X1 pe 2. X2 minus X1. X2 minus... Mai sus, mai sus. X2 minus X1. Da. Bine. Și acum am luat aceeași micro. Vine 2X1 plus X2 minus X1 pe 2. Și 2x1 minus x1 face x1, nu? Face x1 plus x2. Pe 2. Pe 2. Și iasă 1. Și atâta. Da? Analog și pentru y. Analog și pentru y0. Ca să vom pune din cine y0. Tot așa vom pune y0. Este y1 plus y2 minus y1. Pe 2. Y2 minus y1 pe 2. Și a doua cea mai fără și face 2Y1 minus Y1 face Y1 plus Y2 pe 2. Iată cât e clar. Avem coordonatele mijlocului segment. Coordonatele mijlocului segment este semi-coordonatele mijlocului segment. Coordonatele mijlocului segment. Sunt, înseamnă X și la cap, semi-suma X și la cap, plus semi-suma Y. X1 plus Y2 pe 2. Și despre chimie, cum nu se crede pe toate. Merită să țin minte toată viața. Toată viața să țin. Una, da. Da. Dacă crește în partea, ce există? 73 la pagina 190. 73 de la 190.
Aziți. În ipoteză avem ABC de paralelogram. A, B, C de paralelogram. A este de coordonat din minus 2 și 9. A de minus 2 și 9. B de 7 și minus 4. 7 și minus 4. C de 8 și minus 3. Să găsim coordonatele vârfului D. Coordonatele vârfului D. De coordonate X, Y, nu? D, de coordonate. Hai să zicem X0 și Y0. X și Y este în exprimarea relației funcționale de acolo. Rețeta aceea de X și Y. Deci, să zicem D, de coordonate X0 și Y0. Dacă două dreptul supare la aceeași rețetă, nu știu nici eu nu-mi dau seama, dar împreună putem sta de vorbă. Poate să desenăm. Să desenăm, adică să reprezintă punctele acestea. Ce mă fac? Iată, numeroana, din nou, cu ocazia asta, cu colegii mei care mă urmesc, la întrebarea ta, tu ai pus întrebarea, dacă două drepte sunt paralele, au aceeași rețetă, sigur că tu ai pus-o fără să faci o analiză atentă. Când ai pus-o. Dacă au aceeași rețetă. Păi nu poți să arăți că toate care au aceeași rețetă sunt pe dreapta aceea. Corect. Că pe dreapta sunt doar punctele care verifică rețeta. Adică pe dreapta de jos e mai dur, ai mai sus. Ceva trebuie să fie modificat. Ceva trebuie să fie comun. Tu ai dreptate cu paralelismul acela. Trebuie să-ți spune ceva comun. Deci, de-aia ți-am spus, nu te-am repezit. Am zis, mai vedem. Mai analizăm. Așa da. A de coordonate minus 2 și 9. X-ul e minus 2, A de și Y-ul e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și respectiv 9. Da? Deci minus 2 și 9 după paralele parte, nu? Iată, ăsta este A de minus 2 și 9. B de 7 și minus 4. X-ul e 7. 1, 2. Din păcate, nu prea am găs spațiu acolo să le plăgem. Am să mă duc pe sumele de mat și X-ul la 8. Fac asta aici, în stânga. Da? Deci, reiau minus 2 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 paralele. Și am punctul A, dicotate minus 2 și 9. B, de 7 și minus 4. X-ul 7. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Paralele. Cu ocazia asta facem și exercițiu de reprezentare a punctelor în plan. Și am punctul B de coordonate 7 și minus 4. Și C de coordonate 8, X-ul e 8. Și Y este minus 3. Minus 3. Iată punctul C de 8. Minus 3. Așa avem BC, ABC. Să le unim pe aceste puncte și să vedem cum apare paralelogramul. ABC, D. Nu? Așa. Deci ABC.
aici, să zicem, dacă e bine așa, A, B, C, D, C, C, paralelogramul presupune A, B, C, D, așa mă trebuie. Și pe mine, la fel. Așa? Ba, da. Deci așa mă trebuie paralelogramul să fie. Întrebarea este, credeți că trebuia să facem desenul neapărat? Eu l-am făcut, știe, din ce motiv? Din motivul... V-ați lungat voi, hai să facem figuri, ha? Asta este un reflex, să zicem. Și aici e punctul de s-ar putea să fie chiar pe axa Y-ul. Nu știu dacă e, dar plănesc că da. Ce îmi propuneți voi? Cum credeți că vom găsi pe funcția lui A, B, egală cu funcția lui de ce? Funcția lui A, B, cu A lui de ce? Iată, o primă întrebare, ne-am întors la cei ce-ai spus tu. Deci, ca să funcția... Că cumva paralelogramul e așa, e așa. Important este că tu pui o întrebare. Când, cum traducem că două drepte sunt paralele? Adică, graficele lor, ce se întâmplă, ce suportă ele? Au graficii paralele? Dar cum traducem chestia asta? Păi nu știu. Ce nu știu eu acum, trebuie să găsim o idee. Adică ele sunt la fel orientate, nu? Aceeași înclinare. Dar având în vedere că AB e congruent cu DC. Iar îmi vine în minte să mă întorc la plan să fac ce, să repeze două puncte în plan. Neva. Da. Neva, Miruna. Să zicem cum fie unul de quadrat x1 și y2, x1 și y1. Și cum fie unul 2 de quadrat x2 și y2. Mă întorc pe unde am mai fost un pic, că știu câte ceva. Asta era partea X1, am zis noi. Da. Celălalt, când am zis așa, am zis X2. Asta este Y2, cum am notat. Și ăsta la altul este Y1. Asta de aici înseamnă X2 plus X1. Uitați-o așa, bucățica asta, da? Înseamnă X2 minus X1 și bucățica cealaltă înseamnă Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. Și dacă reunesc, sau mai cum mai așa am spus, cum pe asta de aici știu sigur că este X2 minus X1. Adică e M1 B. Și asta de aici cât este? Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. Hai să schimb ecuația dreptei M1 M2. Adică funcția care generează rețeta funcției, da? Dacă eu am pe M1 de coordonat X1, Y1, M2 de coordonat X2, Y2, funcția F e în indice 1, M2, F e în indice 1, 2, dx are exprimarea
AX plus B. AX plus B, în general, nu? Funcție de gradul 3. Mă rețe pe asta? AX plus B. Și acum, să zicem, M1 decorat X1, Y1, aparține graficului F. Da? Graficului F, M1, M2. Și asta înseamnă, dacă aparține graficului, coordonatele sale verifică. Și asta se întâmplă tradus așa, AX1 plus B egal cu Y1. AX1 plus B egal cu Y1. Nu, nu înseamnă că asta așa scriem. Deci el de X1 egal cu Y1. La fel, M2 aici. De coordonat X2 și Y2 aparține graficului F indice 1 F2. Asta se traduce că AX2 plus B egal cu Y2. Și acum avem un sistem de două ecuații, două necunoscute, unde necunoscute sunt A și B. X1 și X2, Y1 și Y2 sunt niște numere. Deci X1, X2, Y1 și X2 sunt niște numere cunoscute. Care sunt necunoscutele aici? AU și BU. AU și BU, pentru că rețeta ar fi cunoscută dacă am ști AU și, dacă am ști AU și BU. Noi spunem să dă funcție f de x egal cu 3x plus 7. Adică știm coeficientul de x, știm și termenul liber. Nu știu aici pe A și pe B. Și în momentul de față, nu rămâne decât să, în sistemul ăsta de două cu două să rezolv. Da? Sistemul ăsta de să rezolv. Și mai duc deoparte. Avem AX1 plus B egal cu Y1. AX2 plus B egal cu Y2. Sistem. După cine vreau să, pe cine vreau să aflu, eu n-am și uitat atât de timp. A și B, sigur că da. Și nu am decât să le scad, că se duce pe O. Și vine prin scădere A pe lângă X1. Acum e AX2, nu? AX2, da. AX2 pe lângă AX2, sigur că da. Prin scădere din A pe lângă X1 minus X2 egal cu Y1 minus Y2. De unde scoatem A egal cu Y2 minus Y1 Y1 minus Y2 spre Y. Dar și așa ar vreau să spun, cu minus 1. Y2 minus Y1 sunt X2 minus X1. E bine? Că atât în una cât și cealaltă am înțeles cu minus 1 și e corect. Iată că A este Y2 minus Y1. Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. E fantastic! Cine leagă cateta opusă pe cateta alăturată? Cateta opusă pe cateta. Cine spune? Cosinusul. Cine? Nu, tangenta. Tangenta. Cosinusul. Da? Cosinusul e cateta alăturată pe ipotenuză. Sinusul e cateta opusă pe ipotenuză. În triunghiul M1 pe M2. Deci în triunghiul, M1 pe M2. A, care e egal cu Y2 minus Y1 supra X2 minus X1, egal cu tangentă de alfa. Deci ai tangentă de alfa, e foarte tare chestia asta. Tangenta unghiul pe care îl face dreapta cu axa mișilor. Ori zic unghiul ăsta, ori zic unghiul ăsta. Ca prelungită pe M1, M2, ăstea sunt paralele, și iată că îmi indică, au îmi indică cât de mult e inclinată dreapta. Au se numește panta dreptei. Foarte tare chestie. Deci A poartă numele de panta dreptei. Panta dreptei. Panta dreptei. E tangenta unghiului pe care îl face dreapta cu axa X.
Anta trebuie. Hai să vă fac și pe B. Pentru B, ce credeți că fac acum? Dacă știi cu ea A, îl înlocuiești și acum pe B. Deci, din prima relație, B este egal. Uitați-vă, B egal cu Y1 minus A, Y1 minus A ori X1. B egal pe Y1 minus A ori X1. Miruna, fii atent aici, că mai discutăm aici. Să lăsăm. Poți să suntem pe... Exact. Suntem atât de conectați la cifre, îți facem. Deci, B egal cu Y1 minus A, mă spun greșeste. Y1 minus AX1. Și egal mai departe cu Y1 minus A pe care îl știu. Adică Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Pe lângă ori, ori cine? Ori X1. Bine. Că era A ori X1. A l-am locuit. Și calcul. Y1, acum ce ajungă? Vine Y1 pentru X2 minus X1 minus X1, Y2 și plus X1, Y1 plus, minus, minus, face plus, plus X1, vă rog să vă puneți să nu greșim, plus X1, Y1 totul supra X2 minus X1. Și în final, desfac paranteză, face Y1, X2, Y1, X2, minus Y1, X1, minus X1, ce este aici? Minus X1, Y2. E bine? Și plus X1, Y1. Plus X1, Y1. Supra X2 minus X1. Y1, X1 cu Y1, X1 se reduc. Și îmi dă Y1, X2. Y1, X2. Minus Y, minus X1, Y2. Minus X1. Y2 supra X2 minus X1. Da? Deci se găsește și B-ul. Am găsit și supra X2 minus X1, da. Am găsit și X1, am găsit și pe A și pe B. Și cu A și B știu, uite că am valoare, le putem înlocui și știu funcția, sau funcția ca rețetă, ce va determina graficul funcției respective. Sau, asta a spus, ecuația dreptă, AX plus B. Ei bine, am zis că se numește ce? Panta. Panta dreptei. Iar B-ul este locul în taie, unde taie axa Y-ul. Pentru dacă fac pe X egal cu 0, dacă fac pe X egal cu 0, Y-ul rămâne B. Deci, în relația asta, F de X egal, F de X egal cu AX plus B, F de X egal cu AX plus B, trebuie să vă spun că în relația asta, așa am convenit, am împreună, A este egală cu panta dreptei, panta dreptei, panta dreptei, și A egal cu cine am spus? Egal cu tangentă de unghiul alfa și egal cu Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Iar B poartă numele de ordonata, ordonata la origine. Ordonata la origine. Adică este locul exact unde taie axa Y, pentru că vom face X egal cu 0, X egal cu 0 și Y va fi egal chiar cu B. Da? X e iară și ne pregă acum. Și la întrebarea ta, ce se întâmplă cu două drepte care sunt paralele? Așa. Ce se întâmplă cu două drepte care sunt paralele? Sunt la fel înclinate. Și cu ce am văzut?
Păi erau aceeași pantă. Adică au aceeași a. Același a. Asta e. Ceva au la fel. Este extraordinar. Deci, gătați, observați. Observați. Două drepte paralele. Sunt la fel înclinate. Da? Două drepte paralele sunt la fel înclinate. Echivalentul vă spune, au aceeași pantă. Tradus matematic, înseamnă că au aceeași pantă. Deci două drepte paralele sunt la fel înclinate. În paranteză spune, sunt la fel. Au același an. Au aceeași pantă. Da? Au aceeași pantă. Au este panta. Da? Foarte tare chestia asta. Sigur că eu vă spuneam, vă puteam da ce? Panta, A se numește panta tangente la grafic, A egal cu egal cu egal. Și voi ce, nu înțelegeți mai nimic. Dar dacă v-am dus aici, am văzut ce este tangenta, cu ce este egal, au cum se obține, este clar că au este tangenta unghiului respectiv, da? Și poate numește panta tangente la grafic. Dar, în cazul nostru, deși pentru funcția de grad 1, este foarte simplu, A-ul de aici este tangenta unghiului pe care îl face. Două drepte separate, dacă au aceeași A. A-ul de aici se înclină. Ce le face să fie diferite? B-ul. Una are un B, celălalt are un B. Exact. Dacă vă dau funcție următoare, fie funcția f de x egal cu 2x plus 7 și g de x egal cu 2x minus 3, ce veți spune despre cele două? Că au același an. Da, au același an. Deci, graficile acestor două drepte, graficile acestor două funcții, graficile acestor două funcții, sunt paralele. Dreptele care înseamnă reprezentarea lor de grafică, înseamnă că sunt paralele. Da? Înseamnă că dreptele sunt paralele. Aici, întorcându-ne, noi trebuie să găsim pe D, așa încât panta asta și cu asta să fie la fel. Da. Și la fel panta asta și cu panta asta. Asta e minunat. Panta lui AB, panta lui DC. Haideți vedem. Da? Știm panta, că e 2 minus egal cu mai 2 minus x1, au acela. Și la fel și în partea asta. Ei, în momentul de față m-am apucat de un pic de geometrie analitică. Deci, a trebuit să mă duc acolo să vă spun câteva lucruri despre geometria analitică. Adică, este geometria pe care o știți voi plană, dar făcută prin calcul, prin calcul algebric. Asta înseamnă geometria analitică. O să vedeți clasa a noua, aveți o geometrie vectorială. Totul făcut prin vector. Dar, la momentul potrivit. Acum, m-am pregătit. Da, dar n-am terminat. M-am pregătit terenul. Ok, dar m-am pregătit. Știu, că te joci acolo. Dacă luați de la 2 în sus, la parte mari, la 10 în sus. Auziți, deci mama mare, vă vine cu tortul și servăm aici în fața camerilor, dacă luați de la 9 în sus tort. La 10 în sus. Lasă-l jos. Bun. Hai să zicem așa. A, B. A, B. Paralelă cu CD, dacă și mai dacă au lui AB, da? Oare sunteți voi obișnuit? Eu am zis cum era. Așa e în geometria analitică, dar o să las așa. A,
indice ape, panta, drepte ape, egal cu panta, drepte cilde. Ce ce înseamnă? Panta lui albe înseamnă YA minus YB supra XA minus XB. Așa era Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Bine. Egal cu Y-ul lui C minus Y-ul lui D supra X-ul lui C minus X-ul lui B. Vezi, până aici a zis B. Nu are importanță dacă respect aici este zis X-ul, Y-ul, dar la X-ul am și X-ul de desubt. Deci Y minus. De cum? N-am supra înțeles. Supra minus A. Păi, E mi indice avem tangenta. Au, nu-i Y, 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 Y. Deci, n-am spus așa. Două de plus paralele, dacă au același așa. Da, și mai... Au la prima este Y. Au general. Minus Y. Da, deci eu merg... Au este general Y, 2, 1, 3. Totdeauna au acela, da? Au Y, 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 Y. Și poate nu e de pantă, am vorbit. Panta drept. E bine, acum eu am așa. A de coordonate, n-am aici, vă rog, erau scrise undeva. A de coordonate, B de coordonate și C de coordonate. Ia, mai ești. A de coordonate minus 2, 9. Hai să distrui așa. A de coordonate minus 2, 9. Da. B de coordonate 7, 4. Și C de coordonate 8, minus 3. 8, minus 3. Și de din coordonate. Y0, Y0. Și acum zice A indice A, B. E egal cu. Cine vorbește? Mă uit la așa B. Da? Maria. Y, A, adică 9 minus... Corect. 9 minus cât? Plus 4. Așa. 9 plus 4 supra... Deci minus 2 minus 7. Vezi? Neapărat exact. Există 9. Respectăm. Asta este al lui AB. Adi, E indice, A indice, CD. CD? Da. Te uiți la ce fac D? Păi Y, care e minus 3. Da, minus 3. Minus 3, minus Y0. Y0. Da. Supra 8. 8 minus x0. 8 minus x0. Sau poți să scoți un minus de sus și sunt din y0. Deci y0 plus 3 plus 3 supra x0 minus 8. Asta. Și egalitate între ele. Dar aici trebuie să terminăm, Maria, nu? 94 face supra minus 9. Și atunci, practic egalitatea e A indice AB egal cu A indice CD. E de parcă ar spune că 3 minus 13 pe 9 este egal cu Y0 plus, Y0 plus 3 supra X0 minus 8. Și ce se face? Ce echivalent? Facem plusul mezor plus extremilor. Și asta mă duce spre minus 13 ori 0, nu are? Da. Asta ori egal cu ce. Deci minus 13 ori 0. Ori plus 13 ori 8. Adică 3 ori 104. Egal cu 9 Y 0 plus 3 ori 9, 27. 7. Ce mai este practic? Păi 2 complicări și pe X0. Așa, și vine 9 de 0 sau 13 x0 plus 9 de 0. E bine? 13 x0 plus 9 de 0. Egal cu 104 minus 27. Da? Din ce face cât? 104 minus 27 face 77. 77. Asta e o primă relație tradusă din ce este al capitolului precedent. 7 din 14. E bine.
Asta echivalent cu ce am zis că AB paralelă cu CD. Da, și invers. Și AD cu BC paralelă. Deci AD paralelă cu BC. Dacă și numai dacă, Maria o spune. Dacă A indice AD A indice BC. A de spune A indice AD. A indice AD. Ne uităm la A și la AD. E 9 minus Y0. Da, deci 9 minus Y0 supra. Supra 8 minus X0. Da, la AD, la AD. Minus 2 minus X0. Minus 2 minus X0. Supra minus 2 minus X0. Asta e A indice AD. Maria, A indice BC. E egal cu BC. Uite la BC face. Uite. Minus 4, minus 3. Minus 4. Minus 3. Atenție. Plus 3. Plus 3, minus, minus, supra. Supra, 8, minus 7. Atenție, că ai zis minus 4. 7, minus 8. 7, minus 8. Respectăm, că ai zis Y-ul minus ăsta, Y-ul, X-ul minus, da? 7, minus 8. Este important, altfel am greșit. Și e cam mai departe cu minus 1 pe... Minus 1 pe minus 1. Adică e egal cu 1. Ei bine, egalăm acum. 9 supra 9 minus Y0, atunci supra vorbește. De 9 minus Y0 supra... minus 2 minus X0. Egal cu... Egal cu 1. 1. Miruna, asta e echivalent. Minus 2 minus X0 egal cu 9 minus Y. Minus 2 minus X0 să fie egal cu 9 minus Y. Adică 2 și scoatem un minus fără comun. La 2, adică. X0 egal cu 11. X0 minus 11. Y0. X0 egal cu Y0 minus 11. X0 egal cu Y0 minus 11. A zis Miruna așa, da? Da. X0 egal cu Y0 minus 11. Adică asta e cea de-a doua relație. Da. Și în fel, momentul de față... Amplificăm cu 9. Mă duc aici. Ne punem una sub alta, cele două relații. Avem 13 X0 plus 9 Y0 egal cu 77. Amplificăm pe prima cu 9. Și zicem 9 X0. 9 Y0. X0. 9x0 egal cu 9y0 minus 99. Minus 99. Deci 13x0 plus 9x0. Ce-am făcut? Nu știu ce-ai făcut, dar ai făcut ceva. Adică scoate pe aici pe 9y0, pe decât ăsta. 9y0 egal de aici cât 9. Y0. Y0 este egal cu 9x0 plus 99. Da. Și pe 9 Y0 îl duce aici. Îl rândăm acolo și facem. 13 Y0 plus